vulpe, viclenă ca toate vulpile. Ea umblase o noapte întreagă după hrană și nu găsise nicăieri. Făcându-se ziua albă, vulpea iese la marginea drumului și se culcă sub o tufă, gândindu-se ce să mai facă ca să poată găsi ceva de mâncare. Șezând vulpea cu botul întins pe labele de dinainte, îi vine miros de pește. Atunci ea ridică puțin capul și, uitându-se la vale, în lungul drumului zărește venind un car tras de doi boi. Bun, gândi vulpea, ia ca hrana ce-o așteptam. Și îndată iese de sub tufă și se lungește în mijlocul drumului, ca și cum ar fi fost moartă. Carul, apropiindu-se de vulpe, țăranul ce mâna boii o vede și, crezând că e moartă cu adevărat, strigă la boi. Oh, oh! Boii se opresc. Țăranul vine spre vulpe, se uită la ea de aproape și, văzând că nici nu suflă, zice: Bre, dar cum naiba a murit vulpea asta aici? Tii, dar ce frumoasă cața veică am să fac nevestei din blana istui vulpui! Zicând așa, apucă vulpea de după cap și, târând-o până la car, se opintește și-o aruncă deasupra peșterii. Apoi strigă la boi: Hai, Sijoian! Cea Bouran! Boii pornesc. Săranul mergea pe lângă boi și tot îndemna să meargă mai iute, ca să ajungă de grabă acasă și să ieie pelea vulpii. Însă, cum au pornit boi, vulpea a și început cu picioarele a împinge peștele din car jos. Săranul mâna, carul scârția și peștele din car cădea. Ei, după ce hoața de vulpe a aruncat o mulțime de pește pe drum, bineșor sare și ea din car și cu mare grabă începe a strânge peștele de pe drum. După ce l-a strâns grămadă, îl ia, îl duce la vizuina sa și începe a mânca, că tare mai era înfometată. Tocmai când începuse a mânca, ia ca vine la dânsa, cine credeți? Ursul. Bună masă cu mătră. Tii, dar ce de mai pește? Dă-mi și mie, că tare mi-i poftă. Ia mai puneți pofta în cui cu metre, că doar nu pentru gustul altuia m-am muncit eu. Dacă ți-e așa de poftă, du-te și ți-n măie coada în baltă, ca mine, și avea pește să mănânci. Da, păi învață-mă și pe mine, te rog, cu mătră, că eu nu știu cum se prinde peștele. Atunci vulpea rânji dinții și zise: Aleluia cu metre, dar nu știi că nevoia te duce unde nu ți-i voia și te învață ce nici gândești? Ascultă cu mătre, vrei să mănânci pește? E, du-te de seară la băltoca din marginea pădurii, bâră coada în apă și stai pe loc, fără să te miști, da? Până dinspre ziua. Atunci smâncește vârtos spre mal și ai să scoți o mulțime de pește, poate îndoit și întreit decât am scos eu. Ursul, nemai zicând nicio vorbă, alergă în fuga mare la băltoaca din marginea pădurii și-și vârâ în apă toată coada. Ei, și în acea noapte, copii, începu a bate un vânt rece, de îngheța limba în gură și chiar cenușa de sub foc. Îngheță zdravân și apa din băltoacă și prinse coada ursului ca într-un clește. De la o vreme, ursul, nemai putând de durerea cozii și de frig, smuci odată din toată puterea. Și sărmanul urs, în loc să scoată pește, rămase foarte coadă. Începe el acum a mormăi cumplit și a sări în sus de durere. Și înciudat pe vulpe, că l-a amăgit, se duce să o ucidă în bătaie.
Dar și rea ta de vulpe știe cum să se ferească de mânia ursului. Ea ieșise din vizuină și se vârâse în scorbura unui copac din apropiere. Și când văzu pe urs că vine fără de coadă, începu a striga: Hei, cu metre! Dar ți-au mâncat pești coada, a? Ori ai fost prea lacom și ai vrut să nu mai rămâie pești în baltă, a? Ursul, auzind că încă îl mai e și în râs, se înciudează și mai tare și se repede iute spre copac. Dar gura scorburii fiind strâmtă, ursul nu putu să încapă înăuntru. Atunci el căută o creangă cu cârlig și începu să cotrobăie prin scorbură ca să scoată vulpea afară și să-i deie de cheltuială. Dar când apucă ursul de piciorul vulpii, ea strigă: Trage, trage, nătărăule! Mie nu-mi pasă că tragi de copac! Iar când apucă cârligul de copac, ea strigă: Văleleu cu metre! Nu trage că-mi rupi piciorul! Ei, copii, în zadar s-a necăjit ursul, de-i curgeau sudorile, că tot n-a putut să scoată vulpea din scorbura ei. Și așa a rămas ursul păcălit de vulpe. Aici se încheie povestea. Vă iubește bunicuța!